Pace. Haideți ca să rămân să scriu cuvântul Domnului la Evanghelia lui Matei, capitolul 27, începând cu versetul 46. Mă scuzați, cu versetul 45, până la versetul 66. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată, unul din ei a alergat, te-a luat în burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din ochi templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iosef, și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stângă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, când, pe când era încă în viață, a zis: după trei zile voi învia. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetuind piatra și punând strajă. Amin. Amin.